Bună seara, bine ați venit și ați revenit pe canalul meu de YouTube, Resia Clar Viziune, citire pe foaie. Astăzi am să vă fac citirea în cărți generală pentru săptămâna 9-15, deci este valabilă și pentru domni și pentru doamne. Este o etalare generală, da? Știți foarte bine că nu puteți rezona cu toții despre tot ceea ce spun eu aici sau indiferent, da, cine ar spune-o. Asta subliniez pentru că am avut nemulțumiri din partea domnilor că am spus că iau bani și de fapt au dat bani. Da, probabil că or să și ia. Dar ce să facem? Deci este o etalare generală. Da. Cam așa stau lucrurile. Însă, înainte să încep, bineînțeles că aș dori să vă mulțumesc pentru prezență din toate punctele de vedere. Mulțumesc că mi-ați share-uit clipurile și aș dori să o faceți în continuare pentru că mă ajută, mă ajută să vă abonați, bineînțeles, apăsând clopoțelul sau fix unde scrie abonare, da? Este gratuit. Mulțumesc pentru like-uri, pentru comentarii și pentru toată susținerea care o am din partea dumneavoastră. Înainte să încep, am să spun din nou acel ritual cu ungerii, pentru că, bineînțeles, e mai ușor să repet eu decât să se caute în videourile anterioare pentru cei noi veniți, dar nu am nicio problemă, poate așa ajunge mesajul și la ceilalți care încă nu au reușit să încerce măcar să facă acest ritual. Deci ritualul se face în fiecare zi de 3 ori, de 5 ori, de 10 ori. Puteți să-l faceți, să spuneți și pe stradă și când sunteți în mașină și acasă și oriunde, în funcție de problema pe care o aveți. Și am să fac, am să spun pe scurt, pentru că mai am încă un anunț de făcut. Deci, aveți probleme cu justiția, da? Îngerii justiției, vă chem acum aici pe toți care trebuie, vreți și puteți să veniți să mă ajutați în problema cu tare. Să nu credeți că dacă spuneți odată, gata, se și rezolvă. Deci nu, trebuie spus în continuu, da? În continuu până ajungeți la tribunal sau pentru ziua respectivă. Asta unu. Am dat exemplul justiției pentru că m-a sunat astăzi cineva, bineînțeles, fiind sâmbătă fix la ora 2, când eram la masă cu toții, care o problemă. Și eu înțeleg, eu vă înțeleg pe toți. Dar am rugămintea, dați mesaje, nu mai sunați pentru că n-am să vorbesc la telefon decât cu clientele mele pur și simplu atunci când considerăm împreună că este cazul. Da? Nu mai sunați că nu vorbesc, dați mesaj pe WhatsApp, iar eu întotdeauna voi răspunde cât am să pot de repede. N-am lăsat pe nimeni ori în șir să aștepte sau zile. Da? Bun, pe urmă, îngerii sănătății, vă chem acum aici pe toți care trebuie, vreți și puteți să veniți să mă ajutați în problema X. Îngerii dragostei, vă chem acum aici pe toți care trebuie, vreți și puteți să veniți să mă ajutați să-mi găsesc și eu un partener bun sau să-mi aduci ursitul sau să mă ajut să-mi găsesc ursitul. Nu dați nume. Pentru că, oricum, dacă nu sunteți în destin, puteți să-i aduceți și să-l strigați pe Ion, Gigel, Vasilic și cine o mai fi, că tot nu vin, da? Dacă nu sunteți pe soartă și pe, sau pe destin. Da? Nu contează că sunteți suflete gemene sau suflete pereche, cum mai aud aceste variante, da. Puteți fi însă la sufletele gemene și la sufletele pereche, să știți că nu înseamnă că trebuie să rămâneți și cu ei. Există în viața noastră oameni pe care îi întâlnim doar
ca să ne curățăm o karmă, să ne sprijinim reciproc, să învățăm ceva unii de la alții, dar nu este obligatoriu să rămâneți cu respectivul sau cu respectiva, da? Deci cu ungerii îi chemați în funcție de problema pe care o aveți. Iar acum, pentru cine se va uita la acest videoclip, am să vă dau un pont. Eu videoclipul am să-l pun cât pot de repede, imediat după ce-l fac, ca să aveți timp totuși să vă uitați cât mai mulți la el. Și am să o fac la început, nu la mijloc, nu la sfârșit, dacă mai aveți chef și vă face plăcere să vă uitați la etalare, este în ordine, dacă nu, e la fel de bine. Da, eu am să o spun de acum, că poate nu aveți răbdare. Deci un ritual foarte puternic acum, pentru că este Sfânta Parascheva pe 14, de pe data de 11 octombrie, deci 11, 12, 13, 14, 15, 16 și 17, în fiecare zi aprindeți o lumânare mică, da, albă, și citiți Paracrisul, Acatistul, pardon, Acatistul Sfintei Parascheva, inclusiv cu rugăciunea de la sfârșit. De la sfârșitul acatistului, da? Și vă puneți o singură dorință. Dar nu să câștigați la loto sau să vă măritați cu X sau cu Y, pentru că nu va ieși, vă spun sincer. Deci sunt lucruri serioase de care nu ne putem bate joc, ok? Deci aveți o problemă de examene, de sănătate. Cele care sunteți căsătorite sau în relații de lungă durată și locuiți cu partenerul în casă, da, puteți să vă rugați pentru liniște și prosperitate și spor, nu pentru bani, ok? Sau, da, deci pentru spor și prosperitate, nu se pronunță cuvântul bani, da, vă puteți pune o dorință cât mai naturală și exact de ceea ce aveți nevoie. Bun. Trecând la următorul anunț, pentru că m-a mai întrebat cineva, da, în fiecare lună, pe data de 21 la ora 7, mental, doar mental, ne vom reîntâlni și vom fi alături unii de ceilalți, cei care simțiți că aveți nevoia. Simțiți nevoia de deblocare, dacă simțiți nevoia de ușurare, de rezolvare a unor probleme pe sănătate și nu înțelegeți greșit, nu că vă fac eu bine, ci doar acolo unde sunt probleme și nu v-a găsit un diagnostic, să fiți siguri că vă vor găsi. Asta nu înseamnă că vă faceți neapărat bine, dar veți fi cu mult mai bine ca înainte. Deci întotdeauna vă trimit la doctor. Eu știu că foarte multe lume după acest impact de fiecare lună pe data de 21 la 7 v-ați simțit mult mai bine și cumva v-ați regăsit, nu știu, un echilibru sufletesc. În continuare fac același lucru, vă trimit la doctor. În orice caz, situațiile vor deveni din ce în ce mai legere, mai bune, mai clare și mai sigure. Da? Sau chiar dacă vedeți că uneori vă mai merge și prost sau aveți vreun blocaj, să știți că astea sunt încercări ca să nu mai faceți ritualul cu smirna și cu salvia albă, cum v-am învățat sau cum v-am spus, nu cum v-am învățat, că cine îl face, îl face, cine nu, nu, da? Își bagă oarește entități coada, tocmai ca să vă oprească din a mai face lucruri. De aceea vă spun, când v-am spus despre ritualul, mai ales în privat, continuați ca să spargeți blestemul. Bun, și cu acestea fiind zise, vom începe etalarea generală pentru doamne și domni pentru data de 9-15. Și apropo, când faceți ritualul acesta cu acatistul Sfintei Parascheva,
Dacă se întâmplă în această săptămână să vi se îndeplinească, trebuie să continuați, da? Îl puteți face până seara la 11, da? Să nu treacă în a doua zi. Bun. Haideți să vedem ce va mai fi și săptămâna viitoare. Ia uite, primiți vești de dragoste, indiferent că sunteți doamne sau domni, încep lucrurile să se așeze, mai aveți o întârziere, probabil că pe marți, nu chiar de luni, pe marți veți primi vești de dragoste, indiferent cine cum sunteți. Foarte frumos, vești de dragoste, cineva care este plecat la drum, dacă aveți parteneri plecați la drum, pe 21 s-ar putea să vă întâlniți sau în jur de 21, mai ales dacă aveți și un săgetător sau sunteți voi săgetători sau născuți în orice lună pe 21, dar la modul general este o zi bună, marți, miercuri, pe dragoste, da? Mai ales și cei care aveți parteneri de roșu sau de tobă, doamne sau domn, da? După aceea vedem aici că aveți o mamă care este mai în vârstă și nu neapărat mai în vârstă, dar se mișcă greu de fapt, probabil că are probleme cu picioarele sau ceva, sau probleme locomotorii în orice caz, este mai în vârstă. Însă, totuși, această femeie în vârstă, că este mamă, soacră sau o soră mai cu aceste probleme, sau o soră mai în vârstă cu aceste probleme, indiferent că sunteți femei sau bărbați, da? Mă repet ca să înțelegeți, că pe urmă iar spuneți că nu m-am exprimat bine, că nu înțelegeți, că nu, dar trebuie să fiți și dumneavoastră cu totul un pic atenți, da? O să aveți o bucurie din partea unei doamne în vârstă. Poate să fie, mă repet, cineva apropiat sau pur și simplu chiar și o prietenă, nu neapărat din familie, da? Pe data de 24, deși dăm iar între 9 și 15, da, asta este, pe data de 24 veți avea un mare noroc pentru că veți afla în zilele ce urmează sau până pe data de 24 sau 26 veți afla un secret în relația cu un bărbat. Da, cu un bărbat că tocmai ce a ieșit dragostea. Dar aici e valabil pentru doamne secretul, da? Cineva vă spune un secret. Bun, hai că a ieșit și jobul. Deci unii dintre dumneavoastră în săptămâna ce urmează, veți avea foarte multe cheltuieli. Cheltuieli care le veți avea chiar începând de luni marți, care vor duce până pe data de 17-18. Da, veți avea cheltuieli. Unii dintre dumneavoastră așteptați de la partenerul vostru un dar de bani, dar nu va veni în această săptămână. Da? Și aici e ceva interesant, că la servici sunt niște probleme cu o femeie brunetă cu ochii negri care își dorește o funcție de conducere sau să conducă pur și simplu. Are un ego foarte ridicat și aveți probleme și blocaje la muncă, indiferent că sunteți bărbați sau femeie, există o femeie la muncă care este foarte ambițioasă și foarte răutăcioasă, aveți grijă, feriți-vă de ea. Iar dacă veți tace din gură, vă spun la modul cel mai serios, până pe 23 veți deține puterea, dar uite, de două ori mi-a căzut muntele, deci unii dintre voi aveți blocaj pe muncă. Deci cei mai mulți aveți blocaj, cei care sunteți născuți pe 5 în luna mai, pe
data de 6, deci vor fi niște probleme și mai ales până pe data de 18. Din punct de vedere job, cei care munciți, că aveți afaceri, că aveți, indiferent ce dar munciți, sfatul meu este ca până pe data de 18 să nu deschideți gurița sau maxim până pe 23, unii dintre dumneavoastră, da? Până pe 23. Eu zic să o luați de bună pe 23, că nu știu care dintre voi trebuie să fiți atenți până pe 18 sau până pe 23. Deci aveți grijă până pe data de 23. Și în altă ordine de idei, simt nevoia să vă spun că trebuie pur și simplu să fiți mai dinamici, să demonstrați mai mult sau cel puțin există o persoană, din nou mă repet, există o persoană care stă pur și simplu cu ochii pe voi și chiar dacă nu aveți nimic de făcut, pur și simplu vrea să vă vadă că vă mișcați sau că dați din mâini, deși poate nu aveți practic ceva concret de făcut, dar trebuie să vă vadă mișcându-vă. Ia să vedem mai departe. Și cu banii aveți grijă, apropo de bani, că eram la job și îmi ieșise acea pagubă de bani, în afară de faptul că chiar veți cheltui mult. Și unii dintre voi, mai ales că, bine, eu spun mai ales, nu știu de ce îmi vine să zic, taurii și berbecii, cred, poate chiar și capricornii, că au cheltuit foarte mult în ultimele zile și cu siguranță și alții dintre dumneavoastră că nu este un moment un pic critic, că nu v-ați mai revenit sau nu mai vedeți luminița de la capătul tunelului, ceea ce în următoarea săptămână tot un pic slăbuț va fi pe bani pentru un moment sau cel puțin sunt la a patra mână până joi, da? Probabil că pe urmă situația începe să se îmbunătățească, să sperăm, dar aveți grijă cu banii, nu mai cheltuiți necontrolat. Avem aici și partea feminină care vine de la drum, deci veți primi o vizită din partea unei parte feminine, indiferent ce sunteți, vine cineva la voi în casă, de la drum, nu neapărat din străinătate, poate fi într-un alt oraș. Cine are copii care sunt născuți pe 24, să știți că vor culege roadele, da? Vor culege roadele săptămâna viitoare, vor fi foarte inspirați și vor fi foarte inspirați și vor culege roadele, dar au căzut și șoareci, deci unii dintre voi de copii veți fi mințiți, înșelați sau mă rog, ce mai fac ei, da? Pentru că era vorba de copii și mi-a sărit cartea. Pe de altă parte, aveți grijă cei care sunteți, care aveți copii însăgetători, să nu se îmbolnăvească mai rău ca de obicei în următoarea perioadă. Aici este foarte clar un bărbat care este la pat, un bărbat care a fost puternic în viața lui, care a condus sau a fost în uniformă de stat, o să cadă la pat destul de grav, da? Și probabil că până pe 15, într-o lună de iarnă, va pleca la înger. Bun, mai departe. Să vedem ce mai cade săptămâna viitoare. Veți primi niște acte de la oficialități sau trebuie să mergeți cu niște acte într-o instituție de stat și se pare că veți fi sprijinit și ajutat, indiferent, deci sprijinit
ca persoană, da? Veți fi sprijinită, veți duce niște acte sau veți primi dintr-o instituție de stat anumite acte, deci nu vă faceți griji că veți rezolva cumva până la sfârșit, nu săptămâna asta, dar cei care vor merge în instituțiile de stat în această săptămână, cum ar fi tribunal, primărie, notar, avocați și așa mai departe, n-aș putea spune că chiar se vor rezolva, dar sunteți pe drumul cel bun, deci foarte bine pe instituțiile de stat, dar în același timp totuși îmi cade că depindeți de o persoană și așteptați pe cineva să vă ajute și o să vă ajute. Aveți grijă ce vorbiți și cum, din nou cu vorba asta, nu știu ce am, dar pe cuvântul meu de onoare, când vă spun să nu vorbiți, nu vorbiți, da? Dacă mergeți într-o instituție de stat, aveți grijă ce vorbiți sau cum vorbiți sau la ton, da? Pentru că, uite, îmi iese că ar trebui să bateți în retragere. Da? Sunteți puternic, veți fi puternici doar dacă veți tace din gură. Pe data de 12, din nou, deci, eu când vă dau în cărți, știți lucrurile bune oricum se întâmplă. Eu ce vreau ai să vă avertizez, da? Nu înseamnă că spun numai de rău. Dar uite, să vă dau un exemplu. Pe data de 12 veți avea un blocaj într-o anumită situație. Sunt curioasă, ia să vedem ce situație. Într-o anumită situație, da? Cu un bărbat de roșu care este cornut, da? E taur, capricorn, berbec sau are ascendent într-una din aceste zodii, da? Și pe data de 12, sau dacă nu știți ascendentul, că poate zodia o știți, dar nu știm ascendentul, oricum este un bărbat de roșu, la asta trebuie să aveți grijă, că pe data de 12 veți vorbi cu acest bărbat de roșu, indiferent că sunteți bărbat sau femeie, da? Și veți avea un blocaj cu această parte bărbătească, dacă veți sări la ceartă. Deci încercați să țineți tonul, că văd, deci mulți dintre voi cu acest bărbat aveți ceva de rezolvat, că e pe dragoste, că sunt acte, că vă ajutați reciproc. Deci dacă voi o să te uit, deci lacrimi, da? Din nou spun și vestea, da? Deci aveți grijă ce faceți pe data de 12. Da, și cineva cu litera L, toți care sunteți cu L, cu litera L, în nume sau prenume, da? Din nou, mă repet, aveți grijă să nu vă certați în săptămâna ce urmează. Foarte bine aspectată, indiferent că sunteți domn sau doamne și aveți parteneri bruneți cu ochii negri, poate sunteți și bisexual, nu contează. Deci, foarte bine pe dragoste cu un bărbat brunet cu ochii negri. Toate care îi aveți sau toți care îi aveți, da? Cade foarte bine cartea cu bărbatul, veste, da? Vă cade veste, bucurie, probabil că vă bucurați că veți fi căutați. E un pic, aici a căzut șarpele, e un pic de blocaj. Aici unii dintre voi sunteți blocați și acest bărbat brunet care vă sună este, nu neapărat că e blocat, aici pot să vă iau că e un pic neîncrezător sau pur și simplu a fost dezamăgit în dragoste și nu are puterea să se mai lase. Deci trebuie să aveți mare grijă în relația cu el.
După aceea, în această săptămână, de asemenea, mamele singure cu copii, da, spun mamele singure, deci veți avea unele dintre dumneavoastră o îmbunătățire pe relația cu soțul sau pur și simplu veți cunoaște pe cineva nou, da? Eu nu pun că vă căsătoriți, pentru că la mine asta nu înseamnă căsătorie, deci nici sub nicio formă, chiar dacă e inelul. Nu, eu nu citesc așa, da? Nu. La mine, ca să cadă nuntă, trebuie să iasă cel puțin 10 cărți perfecte. Dar da, veți primi ajutor. Deci, mamele care nu sunteți în relații bune cu soții, da? Care aveți copii, da? Relația se îmbunătățește. Veți primi cadouri sau bănuți din partea soțului, a tatăl copiilor, da? Deci, sau cadouri, se pare că și aici e cineva care este, aveți ziua lor de naștere, poate sunt și nepoți. Iar altele dintre dumneavoastră, cum am mai spus, puteți cunoaște pe cineva într-adevăr, probabil că mă duc cu gândul la unele dintre dumneavoastră, chiar și la tipul acela brunet cu ochii negri, care s-ar putea întâmpla chiar și mai mic decât voi să fie, decât unele dintre dumneavoastră sau unii dintre dumneavoastră. Și da, e o relație cu beneficii. Beneficii, când spun relație cu beneficiu, asta nu înseamnă sex pe bani, asta înseamnă sprijin, echilibru emoțional dintr-o parte și din cealaltă. Sprijin la modul general, da? Sau fiecare, după cum vă știți, de fapt și de drept, da? Și pe urmă, spre sfârșitul săptămânii, chiar după această mare sărbătoare, să știți că majoritatea, deci majoritatea, că sunteți femei sau bărbați, veți avea o bucurie cu cineva de roșu care în sfârșit ajunge, în sfârșit a fost plecat, nu știu, a fost să muncească, a fost să facă ceva, a fost sau tot timpul a spus sunt plecat și nu pot și de fapt el a mințit că nu era neapărat atât de ocupat, doar că a vrut să-și rezolve anumite probleme, ca și cum da, nu a vrut să vă spun, a fost plecat pentru bani sau mă rog, dar nu v-a spus exact aici, de asta zic că poate unii au spus adevărul, dar alții au fost n-au fost hotărât să vină către voi. Și acum și au inima în dinți, da? Și apar așa din de temiri de pe unde, da? Vreau să spun că mulți dintre voi pe data de 8 veți avea o bucurie, o realizare. Deci 8 este astăzi, practic. Dar mă rog, la mine e deja, da. Deci astăzi, duminică, normal veți primi o veste bună, majoritatea dintre voi, după o foarte mare lămurire, se vor lua niște hotărâri, vine cineva la voi în casă sau vă sună cineva de la drum și după multe încercări și multă muncă veți lua o decizie în legătură cu niște bani, cu o afacere, cu un nou început, dar e pe prosperitate și mare bucurie și noroc vor avea toți, veți avea toți care sunteți născuți pe data de 17, indiferent de lună. Și da, bărbatul brunet cu ochii negri care va veni către dumneavoastră sau vă va da veste,
În mod normal a avut o femeie de roșu, dar mi se măslește cartea și încade de verde acum, dar ea a fost de roșu. Dar încade de verde pentru că s-au despărțit, da? Deci bărbatul brunet cu ochii negri a avut o femeie de roșu pentru care a suferit și abia acum mi se arată, da? Vă ancorați într-o situație foarte nouă cu bucurie, foarte bună pentru un nou început. Mi-au căzut foarte mulți de 1 aici, de 1, ceea ce înseamnă nou început. Iar acest bărbat, ca să revin un pic la brunetul cu ochii negri, ca să nu rămâneți în coadă de pește, suferă după femeia cu care a fost și încă se mai gândește la trecut, dar nu se va întoarce la ea. Așa că puneți mâna pe el că uite a căzut ancora care aveți bărbat brunet. Ia uite și din nou noul început și probabil că într-adevăr unii dintre dumneavoastră în viitor veți avea și copii cu acest bărbat brunet cu ochii negri. Mi-au căzut 3 dar le las pentru că am să le las pe toate 3 și fiecare vă luați ce aveți nevoie din sfatul îngerilor sau să vedem ce ne transmit, pentru că este o etalare generală destul, deci pe o săptămână și atunci le-am lăsat pe toate 3. Acașa. Ești un învățător spiritual, ai capacitatea de a-i sfătui pe alții și de a-i ajuta să-și conștientizeze darurile spirituale și misiunea lor divină în această viață. Cred că ăsta este pentru foarte mulți dintre noi, inclusiv pentru mine și pentru foarte mulți dintre dumneavoastră care vă uitați, sunt convinsă că sunt aici o parte cei care au făcut cursuri de tarot sau care sunt chiar pe YouTube și fac citiri. Chantal, o nouă iubire se va înfiripa, fie cu o nouă ființă, fie prin reaprinderea unei iubiri mai vechi. Fii gata să dăruiești și să primești iubire. Da, și vă spun și unde, ca să vă fac să vă atenționez. O nouă iubire se va înfiripa, este cel iubirea cu brunetul cu ochii negri sau căpruinchiși, deci brunețelul de care v-am spus, cel de ghindă, se mai poate măslui cartea, să știți un pic, nu trebuie să fie chiar închis, închis de tot ăsta de ghindă, poate fi și de roșu, la o adică, da, dar să luăm fix așa cum a căzut, dar poate avea și pielea un pic mai deschisă, pentru că îmi cad doi bărbați la fel aproape, dar cel de ghindă este nou. Iar cel care se poate reaprinde o iubire mai veche, simt că trebuie să vă spun că este cel de roșu, da? Deci cel de ghindă este unul nou, iar cel de roșu, cel pe care îl așteptați mulți dintre noastre sau multe dintre dumneavoastră, este din trecut, da? Iar cele care sunt practic chiar singure se vor întâlni cu acest bărbat brunet cu ochii căprui cu care vorbiți începând de la mijlocul lunii septembrie cel puțin și multe dintre voi chiar nici nu l-ați cunoscut, probabil că ați vorbit doar pe cameră sau în scris. Și ultimul mesaj de la îngeri, Serefina, sunt îngerul familiilor. În familia ta va avea loc o schimbare fericită sau familia se va mări. Exact ce v-am spus. Cele care sunteți căsătorite sau aveți o relație serioasă și locuiți cu prietenul dumneavoastră, lucrurile se vor îmbunătăți, exact cum am spus mai devreme. Unii vor avea un început nou și chiar familia se va mări, exact cu bărbatul de ghindă care v-am spus că cei care mai puteți avea copii și dacă veți fi atenți cu bărbatul de ghindă sau atente cu bărbatul de ghindă, pentru că încă este într-o suferință cu femeia de roșu, puteți pune mâna pe el. Așa ca să îmi place mie cum sună. Bun, vă îmbrățișez cu drag, mulțumesc pentru că m-ați urmărit, vă doresc o duminică înfloritoare, minunată, și o săptămână prosperă să avem plină de soare, de lumină și numai vești bune să primim. Și bănuți că banii sunt un pic așa și așa.
Vă pup, vă îmbrățișez, la revedere!